propun că este Buna Vestire, a venit Buna Vestire pentru domnul Gheorghiță. Știți că eu am o treabă cu domnul Gheorghiță, domnul Sutu și domnul Roman. Mai nou și cu domnul Buhăianu. Am aici în fața mea un contract de vânzare-cumpărare a unui teren de la Dedeman. Când eu am făcut referință la terenul de la Dedeman, domnul Gheorghiță a zis că ia tatăl al lui Taică. Aici în contractul ăsta văd că scrie foarte clar. Domnul Gheorghiță Florin Ioan. Vă dau și CNP-ul și o să vă dau și câte o copie la fiecare. Terenul este al dumnealui. În declarația de avere nu reiese care acest teren. Aș vrea să văd ce se întâmplă acum în momentul ăsta. Eu sunt mincinosul? Sau el este mincinosul? Domnul Fotu spunea că să fiu, nu o să mă mai bage seama pentru că de la 18 ani de la majorat, cea mai mare satisfacție mea a fost că m-a băgat în seamă dumnealui. Dumnealui să-l vadă de familia lui, că n-am nimic cu dânsul, că așa e bătut de soartă. Să nu mai vină să ceară votul cetățenilor, pentru că în echipa dumnealui sunt niște hoți, niște mincinoși, care au distrus Botoșaniul ăsta, a început acum să scoată pavele, fac mare farfum prin Botoșaniul ăsta, dar de fapt sunt la furat, băieți. Pregătesc bani pentru campanie. Iar acum, ca să închei într-un mod mai frumos, l-am pe Constantin Ungureanu aici, care este pictorul nostru, și am început un proiect comun acum. Vom începe să ajutăm acele grădinițe care sunt mai nevoiașe din județ, să încercăm să le facem niște picturi în desen animat, asta fiind din partea lui Constantin, care ne ajută, o să fie o chestie benevolă, fără niciun fel de cost și o chestie care sunt sigur că va fi în beneficiu copiilor. Iar cu băieții mă țin de în continuare și nu-i las. Urmează domnul Flutur, acel om imaculat din punct de vedere al lucrurilor pe care le-a făcut dumnealui și el este un tip foarte corect. Nu are nimic, e un om cestitare, totul pe firmă. Voi veni și cu dovezi la domnul Plutru. Vă dau câte o copie la fiecare, da?